Autoritățile au decis ridicarea stării de alertă după 2 ani de pandemie, iar acest lucru a avut efecte în toate domeniile, inclusiv în educație. Astfel, elevii și-au putut relua cursurile fizic, fără a fi obligați să poarte măști și să păstreze distanța. Pandemia de COVID-19 a obligat milioane de copii să învețe în sistem online, ceea ce s-a dovedit a fi un real dezastru. Elevii stăteau ore în șir în fața unui ecran, fără a avea aceeași motivație, ba chiar mai mult, unii dintre ei erau prezenți pe platformă, dar aveau alte preocupări. După 2 ani, viața pare să fi revenit la normal și astfel copiii merg din nou fizic la școală fără restricții. Cum a fost perioada pandemiei? A fost foarte dificilă, ne-a influențat atât mediul de învățare cât și viața personală, dar acum că totul a devenit la normal, e foarte bine. Cum este fără mască? Cum socializați acum? Socializăm mult mai bine, și cu, atât cu profesorii cât și cu colegii și ne este foarte ușor să învățăm și să socializăm. Cum a fost școala online? A fost foarte dificil, am avut foarte multe și teme și lecții și am stat foarte mult în casă. Elevii au învățat să aprecieze mai mult școala. Da, cred că da. Cum este acum la școală fără restricții? Este mult mai bine, pentru că înainte mereu auzeam masca. Ai învățat acum să apreciezi mai mult școala? Oarecum da. Acum după restricții ne înțelegem mai bine, în pauză socializăm mult mai bine. Sincer, nu prea, pentru că înainte puteam să vorbim în timpul orelor, acum se vede cine vorbește și profesorii se iau de noi, dar este ok. Cum este fără mască? Mă simt mai liber fără mască. Cum era să o porți atâtea ore? Era obositor, simțeam că mă înec, sincer. Totodată, școala online a avut și beneficii. Elevii au învățat să aprecieze mai mult școala și să se bucure de clipele petrecute la ore alături de elevi și profesori. Totodată, masca de protecție a rămas doar o recomandare în unitățile de învățământ, la fel ca și celelalte reguli de igienă, respectiv păstrarea distanței, spălarea și dezinfectarea mâinilor.